ordinea efectuării operațiilor. Am învățat 4 operații matematice: adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea. Adunarea și scăderea se numesc operații de ordinul întâi, sunt cele învățate primele, iar înmulțirea și împărțirea se numesc operații de ordinul al doilea. Atunci când într-un exercițiu apar și adunări și scăderi și înmulțiri și împărțiri, adică și operații de ordinul întâi și operații de ordinul al doilea, va trebui să respectăm o regulă. Mai întâi se rezolvă operațiile de ordinul al doilea, adică mulțirile și împărțirile, și abia după aceea adunările și scăderile în ordinea în care apar ele. Ca să înțelegem mai bine, să luăm un exemplu. 57 minus 3 ori 9 plus 45 împărțit la 5 minus 10 plus 2. Iată, un exercițiu destul de complex în care întâlnim și adunări și scăderi și înmulțiri și împărțiri. Conform regulii, va trebui ca mai întâi să rezolvăm operațiile de ordinul al doilea, adică înmulțirile și împărțirile. Iată, avem aici 3 ori 9, înmulțire, 45 împărțit la 5. Scriem 57 minus 3 ori 9, 27, plus 45 împărțit la 5, 9. Minus 10 plus 2. În această etapă întâlnim numai operații de ordinul întâi, numai adunări și scăderi, pe care le rezolvăm în ordinea în care apar. Prima operație este scăderea, 57 minus 27, 30, și copiem mai departe întregul exercițiu. Minus 10 plus 2 egal. Următoarea operație este adunarea, 30 plus 9, 39. Minus 10 plus 2, avem acum scăderea, 39 minus 10, 29 plus 2, egal cu 39.